Acum vom vedea ce se întâmplă cu tipul cel rău. Instructorul este echipat cu un manșon special pentru a-și apăra brațul de presiunea fantastică exercitată de mușcătura câinelui, câteva mii de kilograme pe centimetru pătrat. Acest Rottweiler nu știe de glumă. Cu ochi blânzi și gesturi calme, câinele nu-și trădează calitățile de luptător decât în anumite momente. Și iată-l atăcând, necruțându-și victima, care, cu toate eforturile depuse, cu palme și lovituri de picior, nu reușește să scape din colții lui Dox.